Schimbările la școala gimnazială Murighiol au intrat în linie dreaptă. La începerea noului an școlar, elevii vor învăța într-o școală nouă renovată. Sperăm din tot sufletul să fie un an bun pentru toți copiii, pentru începerea anului școlar și ne dăm toată silința până la începerea școlii să fie 100% reabilitate și... Mai sunt investiții de făcut aici? Sunt. Deja reabilitarea băilor, punctului sanitare, electricitatea este 100% reabilitată, acoperișul și interioarele... complet. Fondurile pentru reabilitarea școlii provin de la Ministerul Dezvoltării, în cea mai mare parte, și cu o finanțare de 2% din bugetul local al primăriei. Lucrările, ați văzut, au fost demarate. Sperăm ca până la începutul anului, sau dacă va depăși perioada foarte scurtă, va fi perioada când va fi dată lucrarea în funcțiune, copiii vor învăța în condiții mult mai bune, de asemenea și cadrele didactice se vor bucura de condiții cu totul deosebite și, de ce nu, și părinții și întreaga comunitate. La școala gimnazială Murighiol se execută în prezent lucrări de reabilitare și modernizare a școlii, constând din anveloparea clădirii, înlocuirea integrală a acoperișului și refacerea tuturor instalațiilor electrice, sanitare și termice. Când ați început? Ele au fost începute acum circa o săptămână. Eu sunt proiectantul, constructorul, în maxim 8-10 zile va finaliza învelitoarea și urmează să facă finisajele interioare. Vor fi gata lucrările la începerea noului an școlar? Pe partea de interior ne străduim să fie gata. Mai sunt și lucrări conexe cu înlocuirea cazanelor din centrala termică, o scară exterioară pentru evacuare în caz de incendiu. Acesta este posibil să fie finalizate după începerea anului școlar, dar nu vor afecta activitatea din sălile de clasă.